Spitalul județean este dotat cu 4 lifturi, din cele 4, doar 2 funcționează. Unul de capacitate mare cu însoțitor și celălalt, mai dosit, ar trebui să deservească secția pediatrie, dar și micii pacienți care trebuie să ajungă la consultație. Cu același lift de mare capacitate, cârpit pe aici colo cu sârmă, sunt transportați morții, vii, adulți și copii, bolnavi și sănătoși, mâncare, lenjeriile curate, dar și cele murdare. Sunt și pacienți care preferă să-și ducă boala pe picioare până la medicul de la etaj, decât săriște să rămână captivi în cutiile cu butoane. De ce urcați pe scări și nu folosiți lift? Mi-e frică în lift. De ce vă e frică? Mi-e frică să nu se oprească. Nu, mai bine mă merg pe jos. Facem mișcare. Ați încercat să folosiți liftul? Nu ne place în el. Cât despre ascensorul care ar trebui să transporte persoane către pediatrie, putem spune că pune viața în pericol oricărei persoane care nu-i cunoaște secretul. Ca să intru în lift, cum fac? Arătați-i. Eu. Da, vă rog. Așa. Și așa. Deci trebuie în același timp apăsat și celălalt, dar altfel... Altfel se blochează. Rămân întremuți. Da. Așa este sistemul lui. Conducerea spitalului, conștientă de situație, așteaptă banii pentru reabilitarea lifturilor de la Consiliul Județean, care se zice că s-a aprobat, lucru pe care cadrele medicale deja nu-l mai cred. Am înștiințat Consiliul Județean pentru acest lucru, s-au găsit fondurile respective și probabil că în scurt timp vom începe reabilitarea lor, celorlalte 3 lifturi. Vi se pare normal ca liftul de cea mai mare capacitate, cu acel lift să fie transportat și morții și vii și lenjeriile? Normal este legal, nu este normal, nu e nimic, dar mi se pare normal să am și bani. Atâta timp cât bani nu sunt, noi nu suntem în acest moment, avea ne luăm salariile și din serviciile care le acordăm casele de sănătate, care în acest moment nu ne-a dat 6,3 miliarde de lei. Când vor funcționa cele 4 lifturi, vom vedea sau vom urca cu ele. Dar până atunci îi avertizăm pe giurgiuveni să nu folosească liftul mai dosit al pediatriei, mai ales dacă își țin de mână și copiii.